În perioada aprilie-mai 2016, giugiuvenii interesați să ocupere un post de polițist au participat la concursul organizat de Ministerul de Interne. Au promovat 32 de concurenți din sursă externă, care acum se pregătesc să înceapă activitatea pe posturile câștigate prin concurs. Înainte însă au fost primiți oficial de către conducerea Inspectoratului Județean de Poliție în cadrul unei ședințe festive, unde li s-a urat bun venit și li s-au prezentat posturile obținute prin concurs, dar și aspecte din statutul polițistului. Procesul de integrare al noilor polițiști se va derula însă pe mai multe etape, printre care participarea la cursuri de formare profesională la instituțiile de învățământ ale Poliției Române. Procesul de integrare a polițiștilor se va desfășura pe mai multe etape. Ei vor desfășura activități administrative și de instruire, vor depune jurământul, iar apoi vor participa la cursuri de formare profesională. Până la terminarea cursurilor, polițiștii nu vor purta armamentul din dotare asupra lor.